Sinceritatea, cum am mai spus, face parte din noi, ne reprezintă, este un ego, un principiu, o virtuție. Important este să fim sinceri cu noi înșine, cu cei de lângă noi, din jurul nostru. Ceea ce cerem, aia cu siguranță vom primi. Ceea ce oferim, aia vom primi și vom da înapoi de fiecare dată. Important este să fim sinceri cu noi înșine, cu cei de lângă noi. Să fim adevărați, reali. În momentul în care spunem sinceritate, spunem adevăr. Important este să avem curajul ca întotdeauna să spunem ceea ce gândim, ceea ce simțim, să fim sinceri, să fim adevărați, să fim loiali, să nu mințim, pentru că minciuna are picioare scurte și doare, dezgustă, dezamăgește. Da, și eu am fost mințită și am să vin cu un exemplu care o să fie wow și poate mulți dintre voi nu-l va înțelege cum nici eu nu l-am înțeles atunci pe moment. O prietenă a venit la un moment dat să-mi spună că două persoane nu mă suportă, nu mă înghit. Am început să-mi pun fel și fel de întrebări în minte, în cap, la respectivul moment. Măi, ce am făcut, ce am zis, de ce nu mă înghit acei oameni? Dar de fapt era o minciună. Pentru ca să nu merg cu ea și cu acei oameni, din acel grup, din acea gașcă, într-o anumită locație. Tot acea cunoștință vine și îmi spune, știi, mai bine hai să mergem numai noi două altă dată, în o altă locație, pentru că acei oameni nu te suportă, nu te înghit și mai bine să fii tu ok. Dar lasă-mă pe mine, că eu să iau hotărârea dacă sunt ok sau nu cu acei oameni. Ei bine, de fapt, acea cunoștință a băgat această chestie, această minciună, doar ca să mă facă pe mine să dau înapoi și să nu merg în respectiva locație unde ea urma să meargă cu ceilalți oameni. Deci, o mare, mare minciună, care pe mine m-a dezgustat, m-a dezamăgit, da? Da, minciuna doare, dezgustă, lasă răni puternice în sufletul nostru. Așa că aveți curajul să fiți sinceri, direct, deschiși cu voi înșivă, cu cei de lângă voi și să le spuneți întotdeauna direct ce gândiți, ce simțiți, fără să aveți teama că veți fi judecați. Oricum, lumea judecă. Că spui direct și ești sincer, direct, deschis, verde în față, te va judeca. Că minți, ceea ce nu este ok și nu sunt de acord, va judeca și va durea mult mai tare. Așa că fiți voi înșivă cu plusurile, minusurile voastre, calitățile, cu defectele pe care le aveți, pentru că nimeni nu este perfect. Nu există perfecțiunea întruchipată. Există adevăr și numai adevăr, sinceritate și numai sinceritate. Așa că aveți curajul, puterea să fiți voi, să fiți sinceri cu voi înșivă, cu sufletul vostru, cu cei din jurul vostru. Credeți-mă că eu una preferam mult mai ok să-mi spună, băi, uite, știi, nu vrem să mergi cu noi în locația respectivă, decât să vii să mă minți. În momentul în care mi-am dat seama și am și aflat pe urmă că a fost o minciună, credeți-mă că eu una am rămas cu un gust amar. Și oricum, acea persoană m-a dezamăgit de foarte multe ori, să știți. Doare și doare al naibii de rău când un om te dezamăgește, un om în care îți pui speranță, încredere, în fața cărui te deschizi și te-a rănit, îți lasă un gust amar. Eu prefer dulcele și nu gusturile amare. Aveți grijă de voi, de sufletele voastre și fiți sinceri cu voi înșivă și cu cei din jurul vostru. Multă sinceritate să aveți lângă voi și în jurul vostru. Vă pup, vă îmbrățișez!